Fumatul în locuri nepermise poate provoca incendii. O mașină a ars ca o torță din acest motiv în localitatea Vânju Mare. Pompierii au intervenit de urgență. Echipajul din cadrul stației Vânju Mare a intervenit cu auto specială de lucru cu apă și spumă pentru stingerea incendiului la autoturismul din localitatea Salcia, care se afla pe o proprietate. Aceștia au reușit să stingă flăcările care au cuprins autoturismul în proporție de 80%, împiedicând extinderea acestora la casa de locuit din imediat apropiere. Tot în acest weekend, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta au intervenit la 38 de acțiuni de urgență, majoritatea pentru acordarea asistenței medicale.